Temperaturile ridicate au crescut și numărul solicitărilor la ambulanța Prahova. Medici au fost chemați de multe ori în aceste zile caniculare să intervină pentru oameni căzuți în stradă. În această perioadă suntem la un mediu undeva la 380 de cazuri pe zi. Da? Am înregistrat și vârful de aproape 400. În continuare, solicitările sunt pentru persoane căzute în locuri publice, în special persoane în vârstă. Și de asemenea, în cursul zilei de ieri am avut un pacient comatos cu hipertermie, 41,5 grade Celsius, care a fost dus ulterior la VUCU Ploiești. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Ploiești ajung și pacienți care se prezintă singuri. Prezentările sunt uneori și peste 150, la 180, 200. Din nefericire, mai ales cetățenii care au fost avertizați pe toate canalele media și inclusiv de medici, inclusiv de Ministerul Sănătății, nu respectă recomandările privitoare la prevenirea efectelor negative ale caniculei asupra sănătății. Adică se duc la piață, se duc la cumpărături, ies la ore de maxim risc, adică între orele 11 și orele 19. Recomandările specialiștilor sunt aceleași în cazul zilelor toride. Ce le recomandați oamenilor pentru a preîntâmpina astfel de cazuri? Ca de fiecare dată să evite deplasările în orele de caniculare, consumul de lichide, 1-2 litri de lichide pe zi, purtarea pălăriilor sau umbrelelor, îmbrăcăminții de bumbac, da? Și de asemenea copiii și vârstnicii trebuie să evite deplasările la aceste ore. La cel mai mare spital din Prahova s-au impus restricții în consumul de energie, astfel încât aerul condiționat să nu fie întrerupt. Am depășit de câteva ori puterea maximă pe care ne poate da electrica, adică 600 de kW, și în momentul ăla se deconectează instalația electrică și pornește generatoarele. Generatoarele nu asigură cerile condiționate, asigură bloc operator, terapie, UPU și mai departe. Și atunci disconfortul pacienților crește, motiv pentru care noi am restricționat într-un fel examinările imagistice mari consumatori de energie, le facem ori dimineața, ori seara, adică la ora de maximă încărcare, care era undeva între 10 și 14, să încercăm să avem un consum mai mic. Aerele condiționate în salon, chiar dacă unii pacienți se plâng, le-am dat pe 24-25 de grade, cu geamurile închise. Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor în zilele următoare, însă se așteaptă vijelii.